Ziua și bine ați venit la Proful Leonard, pe exercițiile matematice. Așa este, Daria, bine referim, bună seara. Iată-ne din nou la treabă. De data asta n-am mai avut cei de-a cincea, de aceea pornim. Altădată ne schimbam aici, erau presiuni cât abia soseați voi, voi soseați, ei nu plecau. Eram într-o suprapunere așa de probleme care se iveau la trecere. Așa că, Daria, ieri am discutat problema aceea în care spuneam așa, propusă de o prietenă sau o prietenă de-a noastră, nu știm noi exact, din clasa a cincea, din clasa a patra, care spunea că dacă am un număr de două, trei cifre, câte ori fi fost, nu știu câte, și șterg ultima cifră la numărul respectiv, nu ne amintim problema ca să înțeleagă din nou conținutul ei. Deci dacă am un număr de tip A, B, C din 3 cifre, am zis eu, putea să fie din 4, din 5, și dacă îi tăiem ultima cifră, el devine, după ce am tăiat, doar A, B. Da? Deci din 2 cifre rămâne, practic se micșorează de 10 ori. Nu? Faptul că devine cu mai din 2 cifre, s-a micșorat din 10 ori. Asta e interesant, când am tăiat o singură cifră, deci de 10 ori s-a micșorat. Și dacă lui, e acum, îi mai adăugăm de un număr de ori, cifra pe care am tăiat-o, îi mai adăugăm de un număr de ori. Și problema spunea să îi mai adăugăm un număr de 5 ori cifra aceea, de 5 ori C, egal atunci, în final, tocmai egal cu numărul dat la început. Egal cu numărul A, B, C. Și vă amintiți că am discutat și de aici, în discuția care am purtat-o, A a reușit să fie 0, nu? A trebuia să fie 0. Asta înseamnă că prietenul nostru, le spunem, ce le spunem? Să se uite pe filmul de data trecută. Așa. Deci de aici am găsit că A este obligatoriu 0. Ceea ce îmi spune că nu-i vorba de 3 cifre, ci numai de 2 cifre. Trebuie să avem în vedere doar atât. Și ne-am lămurit de ce nu trebuie să mergem mai mult, cu mai multe cifre, cu 4, cu 5, că atunci toate vor fi 0. Ei bine, ce am mai reușit noi să spunem aici? Am reușit să spunem că B egal cu 4 și C egal cu 9, dacă am găsit noi. Unică soluție. Da. Că 49 ar fi cel deștept. Ia să vedem dacă facem proba. Da, să facem proba. 49 ar avea calitatea asta. Și anume, de 49 dacă îi tăiem pe 9, rezultă doar 4. Și dacă adunăm de 5 ori 9, deci vine 4 plus 45, face exact 49. Deci acesta era numărul pe care trebuia să-l descoperim. Vorba de numărul 49. Bun. Și unic. Am păstrat chestia. Da, asta era interesantă chestia. Da? Unic este asta. Mi s-a părut interesantă problema așa în sine. Parcă ea depășește, nu mai este o problemă clasică. Că de regulă nu suntem obișnuiți cu metoda falsă ipoteze, metoda mersului înapoi, metoda figurativă. Dar această problemă nu s-a încadrat într-un model. Și acum am să insist să vă spun că cele mai frumoase probleme sunt acele care nu au un standard, nu se duc într-un model de problemă. De ce? Pentru că astfel, pentru astfel de probleme trebuie să găsim idei noi. Și acest lucru vreau eu să vă dezvolt la voi. Plăcerea și bucuria de a face lucruri pe care nu le-ați mai făcut altădată. Că de cele mai multe ori spuneți, dar de astea n-am făcut. Nu aveți tendința așa să spuneți? Nu știu să fac, de astea n-am făcut. Nu, poate chiar n-am făcut. Dar e spectaculos să faci ceea ce n-ai făcut niciodată. Asta este extraordinar. Eu pentru asta mă bat. Proful online a apărut tocmai pentru ca se poată convinge pe toți cei care stau de vorbă, care intră în contact, că noi aici, la întâlnirea aceasta, nu batem, să spunem, nu facem un drum bătătorit. Nu insistăm pe o cărăruie acolo ca să insistăm foarte mult. Sigur că trebuie făcut și așa, loc, până când prindem niște tehnici. Dar când am ajunge, Doamne ajută să ajungem cât mai repede, să ajungem la stadiul acela în care să putem face problemele
pe care nu le-am mai făcut. Nu știu dacă voi ați descoperit, prietenii mei sper că au descoperit, că eu nu pregătesc niște probleme de acasă cu care să viu, ci încerc aici să fac la prima citire. Mi-asum un risc foarte mare, că nu pot să le fac pe toate. Nu se întâmplă, că doar nu sunt un supraom, sunt un om obișnuit. Dar vreau să comunic acest curaj pe care l-am de a mă lăsa chiar filmat în fața unor probleme pe care le citesc la prima vedere. Dar acesta este lucrul pe care vreau să-l înțelegeți și voi, ca să pot comunica și celor care stau de vorbă să facă același lucru. Ba mai mult, mai de la o problemă făcută, încerc să vă transmit și bucuria asta de a încerca și voi să faceți probleme la rândul vostru. Și astăzi, Daria, chiar acest lucru am cerut, plecând de la problema asta, să încercați să compuneți și voi. Atenție cum spun, să compuneți. Când spun să compuneți, este lucrul cel mai frumos pe care îl pot cere unui elev, oricărui elev, indiferent ce nivel s-ar afla. Pentru că a încerca să compui o problemă înseamnă că deja ai înțeles mecanismul de funcționare a problemei anterioare și încerci să faci și tu ceva interesant. Te rog, Daria, te rog să îmi spui ce, la ce ai gândit tu. AB este egal cu A plus 4B. Deci, în esența sau după problema asta, ai încercat să compui ce anume? Același exercițiu. Da, a luat un număr de forma AB, nu ABC. Am înțeles că te-ai convins că nu are rost să te iei de forma ABC, ci număr AB, da? Deci, e problema să găsim toate numele AB. AB, cine sunt acestea? Ce au calitatea? Dacă îl tăiem pe, dacă îl tăiem pe B... Îl ștergem. Da, da? Ștergem, deci pe B. Îl ștergem pe B, renunțăm la B. Da, este... El rămâne un număr de 10 ori mai mic. Adică de 10 ori, da? Rămâne numai simplu A. A. Deci, renunțăm la B, înseamnă că e A. Lui ea să-i adăugăm de câte ori? 4B. 4 ori, nu vreo 5 ori. Acum, gata, ai făcut prima ta tentativă, ai prima ta tentativă de a compune o ghișițiu, da? Și adunăm 4B. Nu ca după ideea autorului să adunăm 5B. Deci, Cassandra, vezi ce face? Are curaj și încearcă să compună o problemă după scheletul problemei de mai înainte. Dar acum ea nu mai e de 5 ori cifra pe care o tăiat-o, de 4 ori. Egal cu cine, Dari? Trebuie să fie egală. A plus 4B, cu cine trebuie să fie egal? A plus 4B este egal cu AB. Chiar numărul de la început, da? Da. Deci, după ce am renunțat la cifra aceasta și am pus de 4 ori, de 4 ori, uneori nu pun punctul ăsta, dar se subînțelege mulțit. Voi sunteți la etapa când faceți cu X. X-ul acela. Vedeți, vă alerg foarte tare în față. Da? Înțelegeți, acum să-l pun, insist să-l pun pe punctul ăsta, să înțelegeți că e vorba de mulțire, cât de curând va trebui să renunțați la X-ul acela, la ori. Deci A, ori, A plus 4B să mă ajungă tot la, exact la AB. Punem bară ca să înțelegem că e vorba nu de A ori B, ci de vorba de numărul format de două cifre. Deci, iată, acest lucru vreau să remarc și vreau să insist foarte tare și acum îmi vine în minte o chestiune. Când Cristi era în clasa a șasea, Cristi e băiatul domnului profesor. Da, când era în clasa a șasea, așa în discuțiile, eu am zis că am fost profesor și la școala generală, nu știu, 2 ani de zile, dacă mă amintesc bine, nu știu dacă l-am prins pe Cristi în clasa a șasea, oricum Gaura am prins-o la 5-a și a 6-a, pe care a 7-a și a 8-a, nu știu exact cum s-a întâmplat, nu mi-am amintesc. Dar vreau să vă spun că în discuții încercam să-i împrumut și lui, să-i dezvolt acest apetit pentru a compune probleme. Și mi-am amintesc că, cu plăcere, la un concurs interjudețean avea o problemă de geometrie, de făcut. Și concursul ăsta interjudețean, ce înseamnă? Între județe. Da? El era în grupul acestora al Bacăului și acum acolo a avut o problemă de rezolvat, de geometrie, și el a uitat să facă problemă, a compus o altă problemă. Încât la colectură, colectorii care au spus, băi, am găsit și o teză, zice, ăsta nu a făcut problemă, nu știu, mai e ocupat de probleme, zice, a compus altă problemă de geometrie. Atât de frumos și interesant este să poți să ajungi acolo,
încât el furat de gândul să creeze o problemă, i s-a părut lui acolo că dacă ar duce o altă linie, s-ar întâmpla nu știu ce, și s-a părut problema lui. Și bineînțeles că nu i-a dat un punct. Sigur că da. Dar n-a mai fost, a fost interesant că el a avut o idee. Pentru mine a fost atât mare bucurie, pentru că a însemnat ce? Deja se virusaseră de ideea de a compune ceva. Da? Iată că dacă de timpuriu plecăm de aici, știți, în perspectivă, oameni de aceștia sunt cei care ne trebuiesc în momentele acestea. De ce? Pentru că oamenii de aceștia împing societatea în față. Ei văd, nu trec cu spatele pe lângă lucruri de acestea care par greu de sesizat. Ei sesizează și fac lucrurile acestea. Deci este spectaculos. De aceea, iată ce facem noi acum, este un prim pas minunat pentru cei ce înseamnă să poți deveni mâine o persoană care să produci ceva, să creezi ceva, da? Să dezvolți ceva. Așadar, Daria, hai să vedem. Nu, casa, ea știe. Nu ne-a propus ieșit. Hai să-l facem noi amândoi, da? Deci, echivalent, Casandra, cu? Păi știm că B este mai mic. B? Nu mai, n-am nicio informație că ar fi mai mic decât A, nu știu ce, că nu-i teorema împărțirii cu rest, nu e nicio chestie. Acum, aici este o problemă complet ruptă de altceva ce discutam. A nu e 0, sigur. A nu poate să fie 0, că e prima cifră, dintr-un număr. Da? De pe poziția întâi, da? Da. A și B, Casandra, iau valori în ce mulțime? Care sunt posibile variante ale lui A și B? Cifre de la 0, fără 0 valoarea. Fără 0, de la 1 până la 9. De la 1 până la 9. B-ul, important că sunt cifre. Cifre, da. Deci nu poate să fie au 10, 20, 30, peste 11, 12, da? Nu, ci sunt cifre. Înseamnă 1, 2, puncte, puncte, până la 9. Casandra, noi am putea să încercăm chestia asta, să luăm o pereche A și B. Pe ghicite, nu? Nu, eu zic să lucrăm, nu? Putem, nu, hai să facem Casandra. De frumusețea tentativii de a ghici. Că tu aveai la început starea asta de bine, că să ghicim. Hai să ghicim. Te rog să ghicim o pereche. Dă tu o pereche de numere, zi-mi dacă verifică. Un A și un B. A-ul e 3 și B-ul? E 6. 6. Nu are importanță. Noi muncim să vedem cine iese. A-ul 3 și B-ul 6. Da? Să vedem ce se întâmplă. Dacă A-ul 3 și B-ul 6, înlocuim pe A cu 3. Da? Și vine 3 plus 4 ori 6. Da? Da. Egal cu AB. Muncim să vedem cât dintre 4 ori 6, 24. Nu? Și cu 3, 27. Dar numărul care ar fi? 36, da? Da. Care e diferit de 36. Că e AB, 36. Deci n-am avut baftă cu perechea asta. Mai luat alta. Mai luăm alta. Hai că poate nimerim. 48. 48, da? Deci 48 înseamnă că A-ul e 4 și B-ul este 8, da? Și atunci, ia să vedem pentru perechea asta ce minune se întâmplă. 4 plus 4 ori 8, nu? Face cât? 4 ori 32 și cu 4, 36. Da. 36, iar numărul care este, de fapt? 48. 48, care diferit de 48. Nu e bun. Deci nu e bun. Cred că ne prinde dimineața dacă tot încercăm așa. Dar luați B-ul mai mic și A-ul mai mare. Iau, să luăm o dată. B-ul mai mic, de tu, că tu vrei să... Și au mai mare. 29. Da, 29. 29? Tot pe o mare. 29? 92. Da, au mai mare și pe o mare. Au mai mare. 92, cifra 10-lor, da? Deci, 92. Noi, ăsta trebuie să-l găsim. 92. Să vedem. Înseamnă că au cât este 9. Au egal cu 9. Și B-ul egal cu 2. Darian, tu mai compune un exercițiu, că... De genul ăsta? Genul ăsta, da. Ies tu, șmecherii, fă, acolo, ca să nu pierdem timpul. Că ne-ai pus la treabă, noi muncim acum. 9 plus 2 plus 8. 9 plus... 4 ori 2. Da, 4 ori 2. Este egal cu 9 plus 8 și face 17.
care e diferit de... Cu mult. Cu 9 din 92. Care e diferit de 92. Cassandra, ce îmi propui? Să încercăm așa? Știi cam câte variante am mai avea? Ai număr. Hai, vreau, că e important. De câte cazuri am avea? Nu. Nu, cât? Nu. Mai întâi gândim așa. Au are voie de la 1 până la 9, da? De 9 ori și B-ul de la 1 până la 9. Da? Și B-ul, dar B-ul poate să ia chiar de la 0. A, da. Deci, că el e pe locul 2. Deci 9 ori. Deci 9 ori 10. 9 ori 10. 90 de cazuri. Și dacă a făcut numai 89 de cazuri, poate scăpăm unul din vedere și nu ai făcut pe al 90-lea și poate chiar aceea e soluția. Nu, n-am chef. Și deci stați doar mai de două cifre, dacă luați de trei, să vedeți. Dacă ca să te atunezi. Dacă să te atunezi cu trei, ar fi 9 la treia, faci destul de multe, ori de multe, ori de nu sute, 700, 800, cam așa. Ori 729, chiar mai mult, cât ăsta au de 10 ori voie să fie. Da? 90 ori 10, 900. 900 de cazuri. Eu zic mai bine să desfacem relația. Mai bine găsim alt culoar. Și atunci îți propun așa. Noi vrem să găsim numărul AB. Uite așa, AB egal cu A plus 4 ori B. Da? AB egal cu 4 ori B. Scrie încă o dată. L-ai scris, dar am spus pe AB la sfârșit. Îl punem pe prima poziție. A ori B egal cu A plus 4 ori B. Da? AB egal cu A plus 4 ori B. Ce înseamnă 27? Te rog să scrii desfășurat pe 27. Înseamnă 20, nu? A, 20 plus 7. Înseamnă 2 ori 10 plus 7. Da? 2 ori 10 plus 7. Da. Pune-ne mai multe. Dar arată că din 3 nu se poate. Arată și cât din 3. Exact. Ce ești așa, ca să fii treaba, exact. Să te convingi. Exact. Da? 30 și... cum ai scris pe 37? Pe 38. Păi 30 plus 8. 30 plus 8 înseamnă, de fapt, 3 ori 10. 10 plus 8. 8. Cum zicem A ori B? Nu A, B, A ori B. Da. A, B. A... A ori 10. A ori 10. Parcă ar fi 3, da? A ori 10 plus B. A ori 10 plus B este egal cu A plus 4 ori B. Da? Vorbește tu, mă conduci, că eu să știi că nu mai scriu nimic decât tot ce îmi spui tu. Deci A ori 10 plus B egal cu A plus 4 ori B. Aștept și pe cealaltă, că de acum am aici problemă. A ori 10? Da. Uite, vezi că avem, aici avem 10 de aldea și aici e un singur A. Hai să scădem din ambii membrii și din stânga egalului și din dreapta egalului să scădem un A. Da. Deci și din stânga și din dreapta scădem un A. Și ce devine dacă scădem un A? 10 A scăzut un A? 10 A scăzut un A? Păi, nu am niciun A. Avem, că sunt 10 de aldea. A, 9 ori... 9A. Deci 9A plus B egal cu? Egal cu 4... 4B, foarte bine, că a scăzut A, s-o termină cu alea. Egal cu 4B. Ce îmi propui să fac acum în ambii membrii? Păi, putem să facem prin segmente? Nu. Deocamdată lucrăm partea asta algebrică, da? Aici avem așa, 9A plus B egal cu 4B. Și vezi, aici avem un B în stânga și încoace 4B. Ce se face dacă am și în stânga și în dreapta? Scădem un B. Scădem un B din ambii membri. Da? Și ce urmărim? 9 ori A va fi așa. Este egal cu 3B. 9 ori A egal cu 3B. Asta e relația la care am ajuns noi, după ce am prelucrat-o. Și
Încă ceva putem face. Putem să împărțim chiar pentru un 3 amândoi membri, că sunt 9A, aici sunt 3B. Putem să împărțim ambii membri pentru un 3 și îți spunem tu cât va fi. Deci 3 de aldea rămân. 3A. Egal cu un singur B. Că 3 împărțea 3 face 1. Iată relația finală la care am ajuns. Deci, căutăm toate perechile A și B, pe toate perechile A și B, care să satisfacă asta. Hai să luăm pe A, cât putea să fie? 3 și B 0. Păi 3 ori 3... B e cifră. B e cifră. Nu poate să fie 0. Nu luăm la întâmplare. Dăm lua o valoare și găsim 3 ori numărul așa și găsim pe B. 6A. Hai la rând, ca să nu pierdem niciunul. Să nu pierdem niciunul. Să luăm pe A1, că A1 putea să fie. De la 1 începând putea să fie, nu? Așa am stabilit noi. Nu putea să fie 0. Nu, că altfel ar da 0. Da. Nu, deci, era cifră. Era AB. AB. Și pe prima poziție n-are voie să fie. Asta e diferit de 0. Deci rămânem cu A egal cu 1. Deci mergem. Pentru A egal cu 1, A egal cu 1, rezultă că B va fi egal cu de 3 ori. B-ul e de 3 ori A, adică de 3 ori 1, 3 ori 1 și egal cu 3. Și iată că am găsit primul număr, 13. 13 e la deșteptul pe care umblam noi. Ia să vedem dacă ne satisface. 13, da? Ia să vedem, dacă îi tăiem pe 3, înseamnă că rezultă 1 plus... De 4 ori. Cifra care am tăiat-o. 4 ori 3. Și egal cu 1 plus 12. Și egal cu 13. Exact de la început. Vezi ce repede le găsim? Da. Da, dar mai sunt aici, domnule. O să vedem. Deci noi trebuia să căutăm 90. Nu prin cele 90 de variante, trebuie să-l găsim și pe 13. Și eram bucură și l-am fi găsit. Dar acum mai avem de testat. Că au, poate să fie și 2. Ia să vedem. Când au e 2, B-ul va fi egal cu, te rog, 2 ori 3, 6. Da? 3 ori 2, da? Și egal cu 6. Și atunci numărul este AB, adică 26. Ia să vedem dacă e deștept. Hai să probăm acum. 2 plus 6 ori 4. Plus 6 ori 4. Și face 2 plus... 24 și egal cu 24 și cu 2, 26! Am dat peste numărul la început. Da, tare de tot! N-o să muncim prin toate încercările și să mai pui... Nu mai deșteaptă chestia, vezi? Asta facem. Să mai facem încă o dată. A egal cu... E să vedem, cu 3. B va fi egal cu... 3 ori 3. Da? Egal cu 9. Și atunci vom avea 39, nu? 39. Să vedem dacă e deștept 39. Tăiem pe 9. Și vine 3 plus... Hai, ajută-mă! Da. Egal cu 3 plus 9 ori 4. Da. Și 9 ori 36. Excelent, excelent, excelent. Este și asta bun, da? Și asta e bun. Hai să vedem. A-ul egal cu cine? Hai să zicem egal cu 4. Atunci B-ul cât va fi egal? 4 ori 3. 4 ori 3? Da, nu-i bine. Asta mă așteptam. Nu-i bine. Gata, s-a terminat. Doar 3 numere sunt. Da? Deci doar 3 numere sunt. Acum... Sunt așa de încântat încât nu-mi vine să mă despart de ghișiciu. Fiindcă l-am înțeles, am ghicit, am descoperit mecanismul de lucru în interior. Adică ce facem? Îl scrim pe A ori B ca fiind 10A, să țin minte asta, 10 ori A plus B, egal cu A plus 4 ori B. Și am scăzut un A din ambii membri, că am văzut aici un A, aici sunt 10, mi-a rămas la o scăzând. Am scăzut pe un B și mi-a rămas 9A egal cu 3B. N-am lăsat relația asta. Am făcut-o să fie și mai simplă. Pentru că pot împărți prin 3 ambii membri. Și atunci rămâne că B egal cu 3A. Asta e relația de bază. Și cum A poate să fie 1,
2, nu poate fi 0, am văzut. 1, 2, 3, 4, puteți să mă duc mai mult, dar B și el e cifră. Nu trebuie să depășească pe 9. Și când am dus cu 4, depășeam. Fiindcă am gândit foarte bine, foarte bine relația, am găsit practic relația deșteaptă, de legătură între A și B, și am putut foarte repede să găsesc perechile A și B. Nu să muncesc toate variantele. Nu pe toate variantele, că ai văzut, am luat-o pe ghicite și n-am dat nici pe nici, puteam să dau, dar n-am avut șansă. Dacă dădeam 13, dacă tu erai sperat să spui 13, sau 26, sau 39. Sau 39. Da? A fost acum. Dacă e număr din 36. Când a dat 36. Dacă e număr din 3 cifre. Care să aibă calitatea asta. Nu, atunci facem o șmecherie. Spunem ăstuia. Ăstuia. Vreți să compunem un număr din 3 cifre? Nu, eu am pus-o pe darea să văd. Da, dacă e număr din 3 cifre. Am pus-o să facă cu ABC barate. Am cu înțeles. Plus. Da, am înțeles. Am înțeles. Dar eu acum, fiindcă tu mi-ai sugerat asta... Să găsim un număr cu 3 cifre. Eu n-am găsit. Nu. Să gândim o problemă, modificând-o pe asta de aici. Să ne iasă număr de 3 cifre, nu să fie da. A0. Trebuie să vă gândiți. Da, acum am gândesc că acum vreau să compun problema. Deci, să tăiem cifra 10. Ah, nu m-aș fi gândit. Păi asta facem. Aici noi asta facem. Dragilor, deci, actul de creație se produce așa. O tăiem pe 10. Haideți, da? Interesant. Da? Și atunci s-ar putea să ne putem vedea de la 3 cifre numărul. Deci, să se găsească numărul de 3 cifre. A, B, C. A, B, C. Care are calitatea că tăindu-i noi cifra 10, da, el rămâne cu A, C ca ordine. Da? A, C. Deci rămâne un număr din câte cifre? Din două cifre. Deci, da? Și adunându-i lui, fiindcă e vorba de cifra asta, înmulțită de un număr de ori. 10B. Să-i adunăm, nu 10B, chiar mai mult de 10B. Mm. Deci adunând 50 de ori de B. Da, 50 de B, pentru că el e de pe cifra 10-lor. Cum am adunat atunci de 5 ori C-ul, acum 50 de 50 de ori B. Plus 50 ori B, să-mi dea, în final, să-mi dea cine? Să-mi dea ABC, numărul de la început. Da? Faptul că am tăiat cifra 10-lor, îl respect, să zic de, nu de 5 ori cifra unități, de 50 de ori B-ul. Să vedem care sunt numerele de 3 cifre care au care. Să spun, la 3 cifre mă gândesc. Da? La 3 cifre mă gândesc. Deci, hai să vedem Cassandra și Daria. Mă, dacă dă Dumnezeu și reușim, înseamnă că chiar acum am compus o problemă frumoasă. Interesantă. Am extins cadrul. Vedeți ce putem face noi? Da? Așa, lucruri de acestea frumoase. Hai să încercăm. Am putea facem A ori 100. De aici, da? Invers. Bun, perfect. A ori 100 plus B ori, zi, Cassandra. Plus B ori 50. B ori 10. A, B, A, da. A ori 100 plus B ori 10 plus C egal cu, invers, vedem egalitatea. Da? Egal cu A ori 10. Nu așa veni? A ori 10 plus C, plus C, plus 10 plus C plus 50. 50B, plus 50B, 50 de B. B, da. Și acum începem să privim cu atenție. Aici am 100 de al dea, din coace am 10 de al dea. Scădem 10 de al dea, maxim, 10 de al dea.
Deci scădem 10 de A și din stânga și din dreapta. Și dintr-o 100 de A de A, dacă scădem pe 10, cât ne dă? 90. 90, da. Sigur că da. 90 de A de A. Plus. Scrie. 50 ori B. Plus 10 ori B. Da, zis că scădem doar A. Păi da, rămâne 10 B. Da. Da? Au rămas 90 A plus 10 B. Plus 10 B plus C. Egal cu 10 A s-a terminat. Rămâne numai C plus 50 B. Bun. C-ul ăsta și din stânga și din dreapta că stă degeaba. Nu? C-ul ăsta. Scădem un C din ambele membri. Și din stânga și din dreapta. Și ne rămâne 90. 90 A plus plus B10. Plus 10B, B10 sau 10B, 10 egal de B, egal cu, Cassandra, nu? Egal cu 50 de ani de B. 50B. Și ce să facem? Fiindcă aici sunt 10B și aici sunt 50, să scădem din ambii membri, pe cine să scădem? Pe 10B. 10B, corect. 10B. Și atunci rămâne, iată, 90. A. 90 A. Este egal cu 40 B. 40 B. Și împărțim totul printr-un 10. Că e 90 și aici e 40. Împărțim printr-un 10. Și ne rămâne 9 A. 9 A egal cu 4 B. Deci A trebuie să fie de 9. Cine să fie A, cine să fie B ca să fie egalitatea asta. A o să fie 4 și B o să fie 9. Ca să fie egalitatea asta, nu? Deci, da! Altă, da, nu, altă șansă nu. Altă șansă nu. Da? Deci de aici A egal cu 4 și B egal cu 9. Și atunci numărul căutat... Și ce o cine? Și ce oricare? Ce o poate să fie orice ce? Mama. Păi da, de la 1 până la, de la 0 până la 9. Să vedem dacă verifică, domnul profesor. Să vedem, cum vedem. Deci, avem așa, K-ul e 4, B-ul e 9, iar C-ul aparține, zic eu, dacă de la 0, 1, 2, puncte, până la 9. Și atunci, hai să vedem primul număr. A, adică cine e A-ul? 4, B-ul e 9, și C-ul 0. 490 ar fi primul număr. Da? A-ul 4, B-ul 9 și alt număr ar fi după mine. 491, 492, până la 499. Acestea sunt numerele care au calitatea deșteaptă, că tăindu-le noi cifra zecilor, pe 9, ce rămâne e un număr de două cifre și adunăm de 50 de ori 9 și îmi dă numărul la început. Să verificăm. Și eu sunt curios. Este adevărat? Asta e nemaipomenit. Asta înseamnă că... Ați lucrat corect. Am lucrat corect și am compus o problemă mai tare decât autorului. Da? Da, asta e chiar ușor. E ușoară. E ușor în momentul mecanismul ăsta, că am descoperit mecanismul. Aici vă invit eu să înțelegeți. Dar e greu să faceți probleme de asta, nu? E greu? La compus, e greu? La compunerea unei probleme? Nu e. Ați văzut dacă... Da, moment. Păi niciodată lucrurile nu se fac din așa, mă oprești pe stradă pe mine și spune, ia compune problema. Și eu nu știu ce... Mai băie că așa mai înjura. Deci nu, n-am ce se compune problema. Trebuie să intru în starea asta de creație, să mă duc într-o problemă, să încep să gândesc acolo. De acolo și de acolo te desfaci. Am mai povestit, repet poate chestia asta. Când în iarnă m-am retras din state și generul meu mă ducea la avion, să mă îmbarc, ne-am oprit pe la compania Microsoft.
Și a zis, haide data să intrăm aici, să iau o licență, Microsoft pentru Windows. O licență Windows, pur și simplu. Și atunci eu, cum am ajuns în parcare acolo, urma să mă duc și eu prin magazinul acela de expunere a Microsoft, dar l-a sunat cineva. Și la telefon, eu nu știu engleză, dar am înțeles că din discuția aceea, cel care sunaseră se interesa de cum poate să, ce lucruri ar fi necesare pentru ca să se prezinte la interviu. El îl scoseseră o poziție pentru angajare. Da? Deci lucrează la brățarea aceea de ați auzit voi așa și acum a scos o poziție la angajare. Una, două, nu știu, nu mă interesează. Dar mi-a dat seama că despre angajare se vorba. Și atunci, cum îl urmăream cu atenție, l-am întrebat. Este vorba de angajare, da. Zic, și cum faci tu dacă telefonul tău este pus acolo și ți-l dau pe toată ziua, te sună, cum mă sună pe mine în țară? Pe Prof Online sună foarte des. O zice, nu, ca să ajungă la mine există două sau trei filtre. Deci să dau niște interviuri la telefon sau nu știu ce și până când ajungi la angajator, acolo e ultima fază. Cine merită ajunge? Și îl întreb, dar totuși la angajare, acum când vine respectiv interviu pe care îl organizezi tu, ce urmărești la cel care l-ai în față? Că mai cu ani în urmă, tu ai fost în poziția aceea când s-au deplasat cei din state și București l-au odiat 5 ore, 5 oameni pentru angajare. Cu atâta emoții mi-ai povestit, în sfârșit, o să vă zic și eu altă dată. E bine, tu acum, în poziția în care te afli de ca să angajezi, ce urmărești? Păi, zice, cam cine ai învățat tu? Ei au fost elevii mei. Da? El a fost elevul meu, a făcut și matematică și informatică. Cu performanțe foarte, foarte mari, la amândouă. Cam cine ai învățat tu? Adică, deci mă interesează, ce vă spun acum este extraordinar de tare, mă interesează nu câtă informatică știu ei acolo, ci mă interesează ca pe porțiunea pe care îl angajez eu acolo, pe jobul pe care îl angajez, să-și caute de lucru în continuare. Cum să-și caute de lucru? Păi da, zice, am început, mai tare chestia. Adică el acolo vede foarte multe idei. Acolo, exact cum acum pe mine m-a spus, da? Creativ. Asta e, să fie creativ, cât se poate de creativ. Cum m-a spus acum, eu când compun o problemă? Păi nu știu, starea asta de bine care te prinde este numai când ești în baia aceea. În problema aceea, de acolo poți să-ți vină o idee. Și atunci el zice, nu mă interesează oamenii de aceștia care execută perfect și spun eu. Ca aceia sunt șablonizați, sunt robotizați. Păi nu mă interesează să vină cu idei de acolo și să mă întrebe ce părere aveți de următoarea chestie și eu să-i dau ok sau să zic nu, asta nu, pentru că nu se gardează în sistemul pe care le am eu ca proiect. Așa, dar ceea ce fac eu, ce muncesc acum de o bucată bună de timp, de vreo 3-4 ani, din totdeauna am făcut-o, ca o să dezvolte în fiecare elev partea creativă. Asta este. De aceea mă detașez de tot ce se întâmplă în învățământul ăsta, de oriunde ar fi el. Nimeni nu urmărește partea asta. Toată lumea vrea o singură chestie. Să execute exerciții din modelul ăsta. Și pe copii au zis, de asta l-am făcut. Nu știu să fac de asta. El îi trebuie că caută model, că așa îl învăță învățătorul și profesorul și tot toată lumea. Nu așa, dragilor. Acum mă întorc aici. Toate acestea, zice, măcar unul. Să luăm la întâmplare. Da, 493, mi se pare că 493, ia să vedem. Ia să vedem dacă are dreptate domn profesor, dacă lucra corect. Asta vreți să vedem. Vă testăm noi. Da. E foarte tare. Bucatanda, dacă lucra corect, să ne lămurească. Ia să vedem, 493. Egal cu. Ia să vedem. Să rezulti din asta. Da. Dai cifra asta. Aha.
Cifra, așa am vorbit, nu? Da. Cifra 10. Să rămână A că... Rămâne 43. Da. Plus de 50 de ori. 9, că e bine. 50 ori. Cel care l-am tăiat. Ori 9 da. Ori. Și să văd, să lucrez, dacă îmi dă... Aoleu, bă, dă. Ia să vedem, 43. Cele 4. Plus 9 ori 5, 45. Aha. 450. Și iată că face 400... 93. 93. Superb. Superb lucru. Înseamnă că putem să tăiem și cifra sutelor. Putem să tăiem și cifra sutelor, dar ne gândim atunci la un număr probabil din 4 cifre. Da. Că cu cât mă duc mai în față și numărul cifrelor crește. Chiar 100 ori. A. Da. Sau deci 300 ori. Da. Deci atenție, când am avansat, când am zis că tai cifra... Sutelor. Uitați, nu, cifra unităților. Da. Are ieșit că numărul din două cifre trebuie să fie. Da. Când am tăiat cifra zecilor, da. De trei cifre trebuie să fie. Când de patru nu merge. Care iese. Da. De trei cifre. De patru nu merge. Da. Adică cifra aceea va fi zero. Când vreau să tai cifra sutelor, trebuie să mă gândesc la un număr de lungimea asta. A, B, C, D. Da. Din patru cifre. Și atunci tai cifra sutelor. Da. Deci el trebuie să fie cu unul în plus. Ați înțeles ce zice domn profesor? Da. Asta simt eu acum. Cu siguranță. Da? Așa simt. Că dacă l-ai gândi cu 6 cifre și tai numai cifra sutelor, aceea din față va fi zero, obligatoriu. Mm-hmm. Am făcut noi experimentul. Mm-hmm. Da, l-am făcut. Da. Deci aici insist foarte tare că pur și simplu, cum să vă convinc copii, numai pe voi, fetelor, ci și pe toți cei care ne urmăresc. Puteam să termin problema așa. Asta care a fost dată de autor. Cu A, B, am tăiat cifra unităților, da. Experimentul și să ne vedem. Am făcut o problemă. La revedere. La revedere. Am venit și am cerut să faceți voi greșiți acasă, nu cu 5B, ci cu 4, cu 7, modificând acolo. Dar am făcut cu 10B și am cu 10, mai multe variante. Da. Oricând, cum v-ați dus peste 10, de acum sunt multe variante acolo, da? Dacă, din cauza dacă asta că... Dacă făceam și peste 10, cred că era un moment. Insist și vă spun așa, că puteam să oprim egheșițul foarte repede la momentul acela. Dar l-am rezolvat. Și l-am rezolvat și ce bucuroși suntem noi. Dar noi vrem să mai inventăm. Dar nu am fi avut bucuria, n-am fi trăit bucuria asta de a fi creat și noi la rândul nostru niște ghești. Da? Deci aceea, asta e lucru care merită să rețineți. Nu întâmplător mama ta, Daria, vine fără să lipsească la nicio oră de un an de zile. Acum facem un an de zile. Da. Acum facem un an. Așa. Cu voi, ținându-vă de mână de fiecare dată și haideți să mergem, hai să mergem. Pentru că a descoperit acest lucru. Și mai tare e faptul că, mai interesant e faptul că vrea să însușească limbajul ăsta al meu. Probabil că s-a îndrăgostit de limbajul acesta și vrea să, la rândul să vă poată ajuta pe voi, nu? Acasă, stând de vorbă, dar nici nu-și dă seama ce mare bucurie produce și celor care ne urmăresc. Că aceeași stare de bine o pot îmbrăca și părinții care urmăresc acest film. Da? Deci nu suntem simpli executanți, ci vrem să stăm într-o stare de bine, creind și dezvoltând problemele acestea. Da. Așa să mergem mai departe. Una? Da. Putem să facem să cum vreți. Dacă ai înțeles, ca să nu putem să încercăm și altceva ca să ne mai dați temă după aceea. Da, dar vreau să, Casandra să propună. Apropo de faptul că am înțeles mecanismul. Hai să spunem așa, zi tu. Tot cu ABC? Da, ABC. Da, deci să găsim numărul ABC din trei cifre, da. Care cifre să dăim? A unităților, a zeicilor, a sutelor, care? Sutelor. La sute? Atunci trebuie să fie 4 cifre. Dacă vrei, la sutelor, trebuie să iau un număr mai lung, din 4 cifre. Cum vrei tu, hai. Ok, ABCD.
ABCD. ABCD. Bun. Deci, nu. Numărul ABCD. Să găsim toate numările de tipul ABCD. Da. Pentru la care să tăiem cifra sutelor. Da. Și atunci rămâne numărul ACD. ACD. Da, așa rămâne. Plus de câte ori, Cassandra? De sute de ori trebuie, domn profesor, nu? De sute de ori, de 300 de ori. 111. Nu. Oare putem de 111, domn profesor? Nu, că e numai a sutelor deci, a tăiat-o. B înmulți cu, cu 300, cu 400, cu 500. Nu, cu 311. 300. Deci cu 300, da? Deci B înmulțit cu 300. Așa. Egal cu ABCD. Să facă numărul de la început. A, B, C, D. Da. Hai, Daria, gândește-te. Repede, o să scrie. Hai, te rog pe tine, Daria. Vrei să vorbești tu, te rog. Atunci luăm din partea asta, da? Deci, da. Aure 1000. Așa, 1000. Plus. Plus B ori 100. Plus. Plus C ori 10. Da. Plus D. Plus D. Este egal cu A, ACD. ACD, adică A ori. A ori 100. Corect, 100. C ori 10. Așa, plus D. Plus D. Plus 300. Bun. Da. Pun la sfârșit. Ori 3 ori B ori 300, ori 300, ori B, tot una este, da? Echivalent cu? Echivalent cu? Ce facem? Scădem din ambii. Din ambii 100A. Deci scădem din ambii 100A. Și devine echivalent cu? 900A, o, A 900. Da? Deci 900A, 900A, deci 900 de al de A, plus, plus 100B, corect, plus 10C, plus D, egal cu? Este egal cu C ori 10. Egal cu C ori 10, sau 10C, 10C. Plus D, D plus 300? Plus 300, da. 300 B. Cine e de o parte și de alta? D-ul, care este și de o parte de alta, îl tăiem deodată, ca și cum am scădea. Deci de D scăpăm. Facem de ce? 100... Și 10 C. Și 10 C stă de o parte și de alta, tot trist. A, vină 10 C. E balast. 10 C de o parte și de alta. Așa. Și ce le rămâne? 900. A și 100 B. Am deci, putea facem 100 B. 900 A și 100 B și 300. Să scădem și 100 B. Foarte bine este exact. Minus 100 B. Este egal cu 900 A. Și echivalent 900 A. Este egal cu 300 B. Nu, 200 B. Egal cu 200 B. 200 B. Și în momentul de față, pentru 100 împărțim. Da, împărțim la 100. Și devine 9A, echivalent 9A. A, egal cu 2B. Egal cu 2B. 9A egal cu 2B. Care sunt perechile A și B care satisfac relația asta? 9. Deci 9A să fie egal cu 2B. Ce pereche de numere mă conduce la rezultat corect? Nu. Lăsați. Există o pereche nouă? Da. O pereche A și B care să facă asta? Adică B să fie doar mai mare decât A. B-ul să fie 9 și A-ul să fie 2. 2. Și este egalitate. A, da. Corect. Am uitat. Dar ceva mai complicat. Nu, dar uite de că numai așa se poate produce egalitatea, ținând cont că A și B sunt cifre. Deci ăsta e motivul pentru care nu am altă alternativă. Nu mai pot da la valori 1, 2, nu știu ce, pe timpul. Deci A egal cu 2 și B egal cu 9. Atunci C-ul și D-ul? Și C-ul și D-ul e la întâmplare. C-ul și D-ul poate să plimbe oricât vor ei cu vor. 001.
Deci sunt 10 ori, deci 100. Deci toate. Deci 100 de variante. Da? Aha, deci dăm de la 2900 numărul. Deci bine, 2900. Deci ABCD poate fi de la 2900. Da? Până la 2900. 99. Nu, 2901. Da. 2902. Și așa mai departe, până la 2999, nu? Ia să-l probăm pe ăsta, domn profesor. Ia să vedem chiar de deștept așa. Ia pe ăsta să-l probăm. După aceea faci tu unul. Vreau să-l crezi și ea unul cu dumneavoastră. Așa facem. Deci 299, da? 2999. Ia să vedem dacă e deștept ăsta. 2999. Tăiem cifra sutelor. Tăiem cifra sutelor pe 9 ăsta. Și rămâne 299. Rămâne 299. Plus 300 ori 9. Plus 300 ori 9. Și egal 299 plus 3 ori 9, 27. Corect. Da? 3.2700. Și face în final, dacă adunăm 9-9, 9-9, 7 cu 2, 9, 2999. Super! Domn profesor, deci am plecat de la un exercițiu și am ajuns la... Da, deci în momentul de față, asta e starea care mă ține pe mine în viață, hai să zic așa, pentru că acum, clipa asta, v-am dovedit că în momentul în care intre în starea asta de creație, nu te poți opri și tot, de la o etapă la alta, tot te stimulează starea asta de bine să mai faci încă un exercițiu. Vreau să vă spun că cei care descoperă acest lucru, și nu spun vorbe mari, doar atât spun că este un moment de prune divină, fără să exagerez. Deci Dumnezeu când rânduiește ca tu să capezi starea asta de bine, poți produce așa ceva. Altfel nu se întâmplă. Deci Dumnezeu rânduiește pe toate și în tot momentul și în fiecare clipă. Așadar, aici avem descoperite câte 100 de numere care au calitatea asta. În cifra, nu știu ce, nu știu cum. Dania, te rog și pe tine. Uite, compune și tu, Dania, zi. A, B, C, D, E. A, B, C, D, da. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, wow, ce faci? Îndrăznește. O, oh, Dania, tu chiar mă pui la o probă de foc, este asta. Deci vrea un numere de câte cifre? A, B, C, D, E. De 5 cifre. De 5 cifre. Dacă tăiem pe B. Dacă tăiem cifra B. Miilor. Da. Va fi egal cu A, C, D, E. Rezultă A, C, D, E. Plus... De câte ori? Da, miilor. B ori 3000. Ori 3000. B ori 3000. Așa se facă... A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Să facă A, B, C, D. Vorbești. Păi, acolo avem... Luăm din partea asta, A, B, C, D, E. Aur. A, păi avem 1000. Ia tot din partea aia la altă, vezi, 10.000 acolo. Zice. De acolo vrea domnul. Aur, deci ca 10.000. Asta e mai mare, da? 10.000, aur 10.000, nu? Să înțelegem așa, aur 10.000, plus B ori 1.000. Hai, te rog, vorbește. Plus 100 ori C. Foarte bine, 100 C. Plus D ori 10. Sau 10 D, că de-ai furată pe partea asta, îmi place mai mult, 10 D, da? Și plus E. Plus E este egal cu A, C, D, E. Adică ce înseamnă A, C, D, E? A, C, D, E este un număr. Păi spune, A ori 1000. A. Umblăm și la el, le facem și pe el. A ori 1000. A ori 1000. Plus. Plus C ori 100.
Adică 100 C, cum spuneai tu mai devreme. Da, plus 10 C. Plus 10 D. Plus E. Plus B ori 3.000. Plus B ori 3.000 sau 3.000 B. 3.000 B. Plus 3.000 B. Din 10.000 A. Uite-te în stânga și în dreapta, vezi tu că se pot tăia deodată. Da. E, păi din 10.000 A îl pe 1.000. Bun, am înțeles. Dar E și E îl vedem și în stânga și în dreapta, dar ea. Da. Și renunțăm la E. Da. Apoi 10 D și 10 D. Da? În ambii membri 10 D, iar renunțăm. Nu mai strage perișor, ești atent, te urmărești, da? 10 D și 10 D. Renunțăm. Apoi, și apoi 100 C și 100 C, Daria, ca să scădem și facem 10.000 A minus 100 A. 1.000 A. 1.000 A, da. Și ne-ar da... Păi 10.000 minus 1.000, 9.000. Așa, da, da. 9.000. 9.000 A. 9.000 A. A. Plus. Plus. Unde suntem? La, păi la B. B, da, aveți 1000 B și dincolo 3000 B, de după egal. Este egal cu 2000 B. Dar dintr-o 1000 scăzut 300? Nu, 3000, domn profesor. Hai să zicem, plus 1000 B. Hai să lăsăm așa, lăsăm mai ușor, da? 1000 B. Egal cu 3000 B. Egal cu 3000 B. A, și acum din nou facem același lucru și spunem că scădem 1000 B din ambele. 9000 A. Da. Este scădem 1000 B, da? 2000 B. 1000 A, 1000 B, da? 1000 B scădem din ambii membri și ne rămân 9000 A egal cu... Este egal cu 2000 B. 2000 Și vedem că același număr se putea împărți la 1000. Împărțim dintr-o 1000 ambii membri. Și asta și ne-ar da 9A este egal cu 2B. 9 egal cu 2B și asta înseamnă că A poate să fie 9. Nu, 2. 2, da. A-o 2. A 2 și B 9. Și ne-ar da numărul 29. Și C de E poate să fie orice număr. 0, 1, 2, 3 și tot așa. Exact. Deci vom avea 2, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, până la 2, 9, 0, 0, 1 și tot merg așa, până la 2, 9, 9, 9, 9. Pe care vrei să-l probăm? Ultimul, da? 29.454. 29.454. Un intermediar. Și ne dă 2454. 2454. 2454. Plus 3000 ori 9. 3000. Și este egal cu 2454. 3000 ori 9. Plus 27.000. Corect. Și este egal cu 4. Și exact numărul. Corect, domnule. Sigur că și da. Și ne dă 29.454. 454. Excelent. Da. Excelent. Deci, așa am pus tehnica asta la punct. Vă las pe... Acolo să scrieți 3.000 B. Sus la exercițiu. Cred că de aceea v-ați... Sus. La, când așa, aici 3.000. Așa, ca să fie corect. Vă gândiți... să compuneți pentru fiecare model de la două cifre începând 2, 3, 4 și până la 5 câte un exercițiu de fiecare? 58. Da. 58 și acasă la ultima. Până la 5 cifre sau... Opreți aici? Da. Da.